Bună regăsire, prieteni! Începe un nou sezon de Liga a doua. Iată-ne, grație FRF TV, pe stadionul din Focșani, acolo unde se dispută o partidă derby de echipe nou promovate, cea dintre CSM Focșani și Muscelul Câmpul Lung Muscel sau AFC Câmpul Lung Muscel. O minge lungă și nu e offside acolo, ocazie mare, irosită de către Gorovei. Lansat acolo în careu Gorovei, cred că de la Renza a venit acest balon. Am să și explic de ce nu s-a putut prezenta România cu naționala cea mai bună atunci, dar deocamdată să vedem atacul periculos, centrare, ocazie, șut, boxat de către portar Gorovei, atras din mijlocul careului, intervenția lui Voicu. Balon controlat în propria jumătate de teren de formația oaspete. Primește mingea Cacior. Deposedat acolo și să-l vedem încă o dată pe Gorovei în acțiune. Se apropie de careu și... Gol! Focșaniul! 1-0 pentru echipa pregătită de Călin Moldovan. Greșeala lui Cacior este, iată, sesizată și valorificată de către Gorovei. Trece acolo mingea, ajunge la Brânzan, acesta leagă construcția cu Tama și ocazie mare și șut de la marginea careului peste poarta lui Voicu. La meciul cu Metalul Buzău, la care am asistat și pe care l-am comentat de asemenea pentru FRF TV, meciul retur, Focșanul nu a făcut o partidă rea, dar Metalul Buzău a fost mai determinat. Să vedem această acțiune cu Tama și pe stânga centrare, încă un șutul și 2-0 pentru CSM Focșani. Acțiune care duce balonul în interiorul careului și șutul puternic. Să vedem această acțiune care poate avea o finalitate cu un șut puternic. Cristi Frisc vă mulțumește, prieten, pentru atenție în numele echipei FRF TV. Rămâneți alături de noi, de fotbalul românesc și de sportivii care ne reprezintă la Jocurile Olimpice. Toate bune!